când ați fost la doctor, a fost nevoie să dați vreun plic, ceva? Nu. Nu, nu mi s-a cerut niciodată. Vezi acolo un buzunar mare care e deschis și știi că trebuie să bagi acolo. Când a născut prietena, era evident că trebuie să bagi ceva acolo. Nu te gândești în niciun caz să sesizezi pe nimeni. Toată lumea se gândește să-și rezolve problema. Uneori poate să fie și vorba că i-a ajutat, e plăcerea lor. Ați încercat să-i răsplătiți într-un fel? Da, dar nu. Mi-a dat înapoi. M-a refuzat politicos. Era tânăr, mai în vârstă. Tânăr. Doar aproximativ 2% dintre cei aproape 30.000 de pacienți care au completat prin SMS sau web formularul de feedback după externare în luna octombrie au scris că medicii sau asistentele le-au cerut bani sau atenții. Proporția aproape că s-a înjumătățit față de aceeași lună din 2019. Cei mai mulți nu vor să raporteze problema responsabililor anticorupție. Nu e foarte mult, 2%. Noi avem toleranță zero față de acest tip de comportament și aici, de asemenea, trebuie să avem o abordare dublă. Pe de o parte, în ceea ce privește personalul medical, care în momentul de față este retribuit, cred eu, corespunzător și care, știți bine, au fost ani de zile când medicii, asistenții medicali erau foarte, foarte prost retribuiți. Reprezentanții pacienților spun că, deși fenomenul plicului s-a redus, cifrele din formularele de evaluare de după internare nu reflectă realitatea. Avem relatări din zona de obstetrică. Se oferă între 1000 de lei și 5000 de lei la medii pe zona de ortopedie și chirurgie. Iată, protezarea de șold, protezarea de genunchi se ajunge în unele cazuri până la 7000 de lei. Aceste sume sunt uneori cerute indirect. Sunt și foarte mulți pacienți care încearcă, care uneori fac chiar presiuni. Tot mai mulți medici tineri le cer pacienților să-și schimbe mentalitatea și să nu mai vină cu șpagă, fenomen pe care îl consideră degradant moral. Apelul publicat recent de cardiologul Ștefan Buznatu s-a viralizat. Medicul a transmis că sănătatea omului nu e o schimbare de robinet la un calorifer spart, ci un act de umanitate. Și Colegiul Medicilor condamnă fenomenul plic.